Dragi telespectatori, bună ziua! A venit toamna și ne-am gândit să mergem din nou la rovinari, pentru că nu am mai mers la rovinari pentru dumneavoastră de astă vară de la Ștrand. Domnul viceprimar Laurențiu Chivu este din nou gazda noastră primitoare, este întotdeauna prezent când e vorba de relația cu presa și ceilalți șefi ai primăriei l-au delegat să se ocupe de informarea cetățenilor, așa că este gazda noastră. Bună ziua, bine v-am găsit, domnul viceprimar. Bună ziua și bine ați venit. Mă bucur foarte mult că ați venit până la noi, mai ales că, așa cum spuneți noastră, în ultima oară ne-am văzut astăvară la Ștrand. S-a închis sezonul estival de la Ștrand. Acum ne pregătim de toamnă, de sezonul rece, de începerea anului școlar, de tot ce înseamnă evenimentele de toamnă, într-un cuvânt. A început deja anul școlar și aș vrea să vă întreb ce a făcut Primăria Rovinari și Consiliul Local Rovinari pentru ca elevii din localitate să fie bine primiți, în condiții bune, cu toate materialele necesare. Da, școala a început și la Rovinari, ca în toată țara. 15 septembrie, într-adevăr, a fost declarat deschis anul școlar 2014-2015. Ne bucurăm foarte mult că pe timpul vacanței toate conducerile școlilor din orașul Rovinari, de la școala 1, de la școala 3 și de la Colegiul Gheorghe Tătărescu, împreună cu domnul primar, cu Consiliul Local, cu angajații primăriei până la urmă, că am putut să finalizăm tot ce ne-am propus ca data de 15 septembrie copiii să înceapă școlile în condiții bune și mai ales să putem primi acreditarea ca autocomisie din partea Consiliului Județean, Inspectoratului Școlar, DSP-ului și așa mai departe. Eu le urez un an cât mai bun, cu rezultate cât mai bune la învățătură. Sper să fie bucuroși și să vadă că, de-adevăr, n-a fost o glumă și că cei mai buni din fiecare clasă au mers anul acesta în tabără la mare o săptămână de zile. Au avut timp să socializeze, au avut timp să se bucure. Până la urmă este un merit al lor și încă o dată îi felicit. Există și cadre didactice, profesorii și, în ultimul rând, părinții care fac eforturi deosebite, știm foarte bine. Ne-am încercat pe cât posibil în fiecare an să sprijinim toți copiii din orașul Rovinari, să aibă rechizite școlare, să aibă cărți, manuale și așa mai departe. Și trebuie să precizăm că acele cadre au fost finanțate de primărie. Da, bineînțeles, din bugetul Consiliului Local. Bugetul aprobat de Consiliul Local. Domnul primar a inițiat proiectul de hotărâre și consilierii locali, indiferent de culoarea politică, au votat în unanimitate, au fost de acord. Era normal, împreună cu conducerile școli, cu cadre didactice, cu primăria, să găsim o modalitate de a revigora oarecum învățământul, de a ambiționa copiii, de a le recunoaște meritele, de a motiva pentru la anul ca să învețe și la fel de bine, ca să poată să meargă în tabără la mare. Unii dintre ei poate n-au avut posibilitatea să vadă mare până la vârsta lor. De aceea noi ne bucurăm foarte mult, mai ales că atunci când am venit ne povesteau cum e să vezi un răsărit de soare sau cum e să vezi un apus de soare, cum e să socializezi, cum e să povestești cu ceilalți copii ce pe diverse materii sau diverse olimpiade în care au participat unii dintre ei. Ne-am bucurat foarte mult ca pentru anul 2014-2015 să fim puși într-o situație, practic să dublăm numărul de copii care au rezultate foarte bune la învățătură. Domnul primar și Consiliul Local, vă spun sincer, ne-am axat foarte, foarte mult pe ce înseamnă tineretul din orașul Rovinari, pentru că e un oraș tânăr, în primul rând. Exact. Aveți o medie de vârstă de 39 de ani, într-adevăr, toate școlile din orașul Rovinari, cel puțin la școala numărul 1, am schimbat tot ce înseamnă mobilierul școlar, adică băncile unde învață copiii la clasele 1-8. Am schimbat parchetul în cele 9 clase din liceul din orașul Rovinari, Colegiul Gheorghe Tătărescu. Am suplimentat cu 6 camere de supraveghere la școli din orașul Rovinari pentru a avea o siguranță a copiilor, pentru a putea să monitorizăm atât pe paliere cât și pe intrările și în zona școlilor. Avem, bineînțeles, și o firmă de bază care se ocupă de copii, adică în pauze să nu se întâmple niciun fel de probleme de evenimente, ca atunci părinții când trimit copiii la școală să aibă siguranța aceasta. Continuăm cu grădinițele și cu școlile să modernizăm cel puțin la creșe, acolo unde sunt cu patru și cu saltele, să aibă jucării cât mai multe, să le putem schimba și, bineînțeles, să putem finaliza pentru anul viitor, în primăvară, ca
atunci când se face vremea frumoasă, copiii să poată să meargă în curtea grădinițelor, să bucure de un mobilier de topocană sau un leagăn sau alte corpuri de joacă. Bineînțeles că am rămas restanți cu promisiunea la școala numărul 3 să putem finaliza pentru anul viitor baza sportivă, ce înseamnă acel covor de sintetic unde copiii să poată să se joace un fotbal sau un handbal sau un tenis fără să se joace pe bitum, să se accidenteze. Și în ultimul rând, bineînțeles, pentru cei mici am pregătit 6 grupe de fotbal în vacanță sau în timpul liber. În ședința de Consiliul Local de luna trecută s-au aprobat cele 6 echipe de fotbal pentru a avea echipament să se poată prezenta în competiții. Să... Dar de ce 6? Pentru fiecare școală? Pentru fiecare? Nu. Sau pe tipuri de vârstă? Pe nivel de vârstă, între 2009-2007 o grupă, între 2007-2005 altă grupă și așa mai departe. Deci, de școală sau în general? Nu, în general tot orașul Rovinari. Vin de 6 grupe de copii în cadrul clubului CSJ-ul Rovinari. Știți foarte bine că am avut echipa de fotbal la mare. Este foarte greu și... Considerăm că fotbalul de performanță se face atunci când există un sponsor, nu numai din bani publici. S-a făcut un stadion din bani publici, s-a muncit foarte mult, avem terenul de sintetic care s-a finalizat, mai avem încă unul în derulare, ca cele 6 echipe de fotbal, practic 3 dintre ele au meciuri acasă, 3 în deplasare. Să putem face aceste antrenamente pe terenurile de sintetic, iar pe terenul natural, pe gazon, să putem face, să putem ține competițiile oficiale. Bineînțeles, ne-am bucurat dacă am putea să intrăm în posesia Casei de Cultură, suntem în litigiu, se caută soluții pentru a aduce dovezi că cadastrul, pământul este al primăriei orașului Rovinari. Practic, Casa de Cultură trebuie să fie tot al primării, tot al orașului Rovinari, ca cetățenii să se poată bucura de ea. Sindicatele, la ora actuală, știm foarte bine, nu au fonduri ca să poată să o renoveze și a ajuns într-un grad foarte ridicat de degradare și a început să cadă cărămizi de pe Casa de Cultură, ca să nu mai spună... Începe să devină un pericol pe lângă aspectul pe care îl dă în mijlocul orașului. Nu se poate folosi nici dânsi foarte mult, nici noi nu putem să ținem spectacol acolo pentru că nu este încălzită. Acoperișul, am înțeles, șarpanta începe să creeze probleme, să se infiltreze apa. De aceea, cred că cu fonduri europene, nici măcar din banii bugetul local, cred că putem să acoperim toate cheltuielile cu Casa de Cultură, tot ce înseamnă învelopare, ce înseamnă șarpantă, ce înseamnă modernizare, încălzire. Vă dați seama că ar fi foarte, foarte multe încăperi compartimentate pentru diverse activități, de la bibliotecă, de la șah, table, remi, până la, eu știu, un cinematograf 3D sau... știu eu, alte activități, un tenis de masă sau, nu știu, orice altceva în care... Aveți și foarte multe activități culturale, aveți o agendă culturală foarte încărcată. Unde au loc aceste evenimente? Aceste pregătiri ale copiilor? Da. În momentul ăsta unde se fac? De exemplu, copiii de la Clubul Elevilor din orașul Rovinari se antrenează în cadrul primăriei etajul 2 la Casa de Cultură a orașului Rovinari. Deci nu Casa de Cultură a sindicatelor unde... și practic țin la urmă este a orașului, dacă asta și spuneam, ar trebui să fie a orașului. Eu înțeleg că și dânsii probabil că au nevoie, să zicem așa, de o anumite stâlpi acolo, am putea ajunge la o înțelegere, să putem... Să le puneți la dispoziție exact, niște sali gratuit pentru... Corect. Deja în orașul Motru, deja administrația publică locală a intrat în poziția Casei de Cultură, am înțeles că deja s-a câștigat în instanță, s-a creat un precedent. Bate cu jiu, e aceea situație... Sperăm ca și la România să se mențină aceeași soluție de a intra în poziția Casei de Cultură, orașul Rovinari, pentru că ei sunt cei care beneficiază de... Păi, așa cum spuneți dumneavoastră, avem foarte multe evenimente. În primul rând, pe 1 octombrie avem ziua vârstnicilor, bătrânii, tinerii, toți orașul Rovinari sunt ai noștri. Cu această ocazie, fiind ziua internațională a vârstnicilor, urez la mulți ani, din partea mea, din partea domnului primar, din partea Consiliului Local, suntem alături de dânsii pe 1 octombrie cu foarte multe surprize. Da, peste câteva zile. Avem o masă în cinstea lor. Până la urmă, au muncit foarte mult pentru acest oraș Rovinari și ca noi acum să ne putem bucura de ceea ce este în orașul Rovinari. Avem și tombole, avem și un invitat special pentru ei. Nu știu dacă au aflat între timp că începând din 22
septembrie am pus în cadrul primăriei orașului Rovinal la serviciul public de asistență socială la dispoziție cele 400 de invitații pentru oamenii care au peste 60 de ani din orașul Rovinal, din cartierul Vârțul Nou și Vârțul Vechi și din Poiana, bineînțeles. Îi așteptăm cu un interpret de muzică populară, se numește Ionut Tronescu. Sperăm că cei mai în vârstă apreciază muzica populară. Și bineînțeles, o tombolă cu electrocasnice, diferite aparate electrocasnice utile în casă până la urmă. În ultimul rând, pe 4 octombrie, ne pregătim de cea de-a 5-a ediție a galei de box Status for Kids. Acolo avem foarte mulți copii din toată țara invitație, avem și Federația de Box invitată, sperăm să vină. Sunt foarte multe premii, diplome, centuri din partea primăriei, din partea organizatorilor. Pe această cale îl felicit pe domnul Nicu de la Box, care s-a implicat foarte mult, Marius. S-a implicat foarte mult și are un merit deosebit, pentru că sunt foarte mulți copii din orașul Rovinal înscriși în cadrul clubului CSJ-ul Rovinal la secția de box cu foarte multe rezultate pe diferite categorii de vârstă. În ultimul rând, pe data de 12 octombrie, avem cea de-a 3-a ediție a Festivalului de Muzică Populară Domnica Trop, unde o avem invitată pe Nina Predescu. Sunt toți copiii din orașul Rovinal care au participat de-a lungul timpului alături de noi la zilele orașului, Festivalul Berii, la Ziua Națională a României și așa mai departe. Domnul primar, împreună cu Consiliul Local, pot să vă spun că sunt alături de ei și încercăm pe cât posibil să-i ajutăm să putem să dezvoltăm diferitele activități pe care și le-au ales în viață. Cântec, dansuri, muzică, instrumente și așa mai departe. Deci, nu numai că sunteți alături de ei prin faptul că îi susțineți în activitate, dar este vorba și de faptul că le aduceți aici un tezaur viu. Știți că Domnica Trop a fost numită tezaur viu, are titlul ăsta acum. Și până la urmă le aduceți copii în competiție pentru a avea posibilitatea să-și compare talentul, să încerce să se ridice deasupra, adică nu doar cântă sau joacă sau dansează cei de la Rovinal ca la alte spectacole unde ei fac parte din program, ci le vin aici competitori acasă și au de lucru, pentru că trebuie să arate că sunt foarte buni. De altfel am văzut copiii de la Rovinal la festivaluri în județ, unde noi am mers și am filmat și unde o să venim și la Rovinal, suntem partenerii media ai festivalului. Și vreau să vă spun că se prezintă foarte bine copiii de la Rovinal din concursurile la care i-am văzut participând. Asta încercăm, să-i obișnuim cu concursurile, să-i obișnuim cu mentorii pe care i-am adus, să aibă ce să învețe de la cei mai mari, de la cei mai buni. De asta spun că suntem alături de ei, le asigurăm transport, dacă este nevoie, că merg în țară. Le mulțumesc pentru că sunt eforturi deosebite din partea părinților să-i îmbrace cu acele costume care sunt destul de costisitor, să-i transporte atunci când este nevoie sau să în timpul liber să fie alături de ei. Domnilor profesori de la Clubul Elevilor, de la Școala Populară de Artă, secția Rovinal, de la grădința numărul 1, doamna Nicola. Deci e o întreagă muncă, o întreagă echipă care muncește pentru ca ei să aibă toate cât mai bune. Sunt convins că cei mai buni vor câștiga și vor fi premiați pentru a-i încuraja și pentru a-i sprijini ca pe viitor să aibă cum mai multe rezultate la disciplina pe care așa au ales-o. Și pentru că vorbim de modele, aveți un model într-o fostă elevă de la Rovinari. Dacă vreți să ne spuneți, a devenit cetățean de onoare. Haideți să explicăm și telespectatorilor care nu o cunosc pe fată. A fost cea mai mare onoare a noastră, primul cetățean de onoare al orașului Rovinari, după foarte multe rezultate nominalizări, bune. Dar s-a avut probabil și pe alte persoane nominalizate. Da, am avut mai multe persoane, dar până la urmă cel mai bun, că asta înseamnă titlul de cel mai bun cetățean sau cea mai bună contribuție până la urmă, domnișoara Popescu Cristina Giuliana a participat din partea României de la tineret la Jocurile Olimpice din China, unde a câștigat medalia de aur. Asta înseamnă că a reprezentat România, a reprezentat orașul Rovinal. Bineînțeles că i s-a cântat imnul, i s-a arborat drapelul, a fost o cinste și o onoare pentru noi, pentru că avem un reprezentant din partea orașului Rovinal. Noi mai avem un cetățean de onoare post-mortem, Laurențiu Cătălin Alexandru, care a căzut în Afganistan la datorie, dar ea a muncit foarte mult și este un exemplu viu pentru toți tinerii din orașul Rovinal, care după o muncă, după o performanță
foarte mare, are peste 40 de medalii, dintre care mai mult de jumătate dintre ele sunt medalii de aur. Asta înseamnă că domn primar, din puținul nostru, că și anul este criză, a oferit 10.000 de lei din partea primăriei și, bineînțeles, s-o sprijinim pentru anul 2016 la Jocurile Olimpice din Rio de Janeiro, din Brazilia, și sperăm și acolo să vină cu medalie de aur. Este cetățean al orașului Rovinari, a făcut școala la noi în Rovinari, la școala numărul 1. Am avut invitații în cadrul festiv, în demonarea diplomei, plachetei aceea de cetățean de onoare, și domnii profesori de la școala numărul 1 au fost foarte încântați să se vadă după atâta timp. Foarte mulți oameni care au venit din orașul Rovinari să o sprijine și să o susțină în continuare. Eu o felicit, îi doresc mult succes. Sunt convins că există o muncă titanică acolo cu antrenorul ei și cu colegii ei de la club și sperăm să aibă cât mai multe rezultate la canotaj, pentru că acolo participă ea. Îi urăm și noi succes, este într-adevăr un exemplu pentru rovinăreni. E un exemplu de bună practică, cum se spune în Europa, la nivel de dezvoltare personală, la nivel de exemplu, pentru că, din păcate, știți că la noi, în România și în afara țării, foarte mult au, nu știu de ce, priză evenimentele subiectele negative. Trebuie să învățăm de la americani, de la europeni, nu știu de la cine să învățăm, să arătăm și să scoatem în față lucrurile pozitive, pentru că, de exemplu, despre această tânără de la canotaj, nici nu s-a auzit până a trebuit să ajungă în vorba aia, în centrul lumii, să ia medalia de aur în afară, ca să se știe despre ea, că iese din Rovinat, că e un copil bun. Atâtea medalii a trebuit să câștige și să ia una internațională, ca să aflăm, să avem o știre bună despre un copil bun din Rovinat. Din A fost, păcate. da, a fost un moment emoționant, sincer, pentru că a fost primul cetățean de onoare, pentru că este un copil tânăr, așa cum spuneam, are 18 ani. A fost emoționant pentru că ne povestea și ne-a arătat mâinile ei cât de mult sunt muncite și sunt bătătorite. Zile întregi, ore întregi, să practic să faci antrenament ca să obții o medalie, așa cum spuneți dumneavoastră, într-o țară așa cum este China, cu 1.600.000 de milioane de oameni. Ea cred că din Rovinari, din 12.000 de locuitori, o fată care a muncit foarte mult. Vrem să arătăm tinerilor, până la urmă, că se poate. Vrem să sprijinim, așa cum spuneți dumneavoastră, și să încurajăm faptele bune, să înțelegem că sunt și foarte mulți oameni cu probleme sociale, că au scăzut foarte mult nivelul de trai. Știm foarte bine. Am fost alături de oamenii care, nu știu, de-a lungul timpului, de Crăciun, de Paști, măcar de sărbători, să fim alături de oamenii care n-au niciun fel de venit, să le oferim un pachet din partea noastră ca să ne bucurăm cu toții. Oameni, suntem creștini, da? Pe masă vrem să avem de Paște, de Crăciun, o bucățică de carne, o sticlă de suc sau un ou sau un cozonac. Dar până la urmă ne-am axat foarte mult să promovăm inteligența, să promovăm oamenii care sunt harnici, care se implică, care ajută la dezvoltarea orașului Rovinari. Așa cum am spus despre copiii din orașul Rovinari care au mers în tabără și încercăm să dezvoltăm învățământul, să le dăm facilitatea de acces la informație, să le aducem acea tabără interactivă care a fost destul de mulțișor, ca ei să poată să învețe cumva alternativ la mecatronică în cadrul colegiului. Adică să poată să ia exemple de pe internet, să fie în pas cu tehnologia. Încercăm să vedem și acel proiect, dacă putem să implementăm din 2015-2016, ca fiecare copil, dacă ne permite și legea, bineînțeles că în Curtea de Conturi o să studiem problema și inspectoratul școlar, fiecare elev din orașul Rovinari, fiecare copil, de fapt sunt 2.134 de copii în orașul Rovinari care învață la ora actuală grădinițe și școli, cele patru grădinițe din orașul Rovinari, plus celelalte școli. Sunt 750 de copii la Colegiul Gheorghe Tătărescu, undeva de la 650 la școala numărul 1 și 500 de copii la școala numărul 3 și restul la grădinițe și la creșă. Asta înseamnă ca fiecare dintre ei să aibă câte o tabletă, astfel încât să nu mai există acea, zic eu, lucru care îi descurajează pe unii copii, adică unii care își permit să-și cumpere o tabletă și să aibă acces la informații și se poate să intre pe internet și alții să nu aibă. Acum am avut o discuție, că fac parte și din Consiliul de Administrație din partea domnului primar la Colegiul Iuliu Tătărescu, în care împreună cu domnii profesori la celelalte școli,
am încercat să implementăm în toate școlile uniforma. Adică fiecare clasă sau fiecare școală să aibă un brand și o ținută cu vestimentație. Nu să vină într-o haină de firmă și celălalt să vină în blugi tăiat sau în altceva, nu știu, alte haine care nu sunt de firmă. Pentru a nu crea diferențe între copii. Unii sunt îmbrăcați, alții nu. Unii vin cu telefoane sau performante, cu smartphone-uri sau cu tablete, alții nu. Ei, am încercat pe cât posibil, de la rechizite școlare, ca toată lumea să aibă, de la o tablete sau de la o uniformă, o ținută în clasă, care să reprezinte clasa respectivă, dirigintele respectiv, directorul respectiv și așa mai departe. Ca părinții să nu fie puși în dificultate, să vină acasă elevul sau copilul, să spună, mami, copilul ăla are și eu nu am. Deci să echilibrăm și să avem aceleași drepturi de a învăța și de a avea acces la informație. Ce părere au părinții despre asta? Sunt de acord cu uniforma școlară? Știu că au existat de multe ori discuții la nivel de... Foarte mulți dintre ei au fost de acord. Dar pe da sau nu uniforma? Am consultat, bineînțeles, și unii părinți care ne-am întâlnit și care au venit la noi. Au fost 80 și ceva, 90% au fost de acord. Într-adevăr, nu prea a fost așa, unii s-au obținut la acest lucru, deci pe total mai mult de 90% așa, sunt de acord cu uniforma. Și deci merge pe majoritate, adică se va implementa? Nu este o chestie care să ne aducă aminte din trecutul de până în 89, ci din contră, este o chestiune în care elevul, copilul, până la urmă, să nu se simtă inferior față de ceilalți copii din clasă, că el nu are posibilitatea să-și cumpere. Noi suntem un oraș industrial minier, situația noastră este destul de grea, pentru că minerul merge din ce în ce mai greu, nu s-au făcut angajări, din contră, că se facă eforturi deosebite ca cei de la conducerea complexului energetic Oltenia să facă eforturi să păstreze măcar locurile de muncă, noi am încercat și suntem convinși că ne-am bucurat să putem sprijini, să putem veni în sprijinul micilor întreprinzători să poată să se dezvolte, astfel încât să le asigurăm cu titlul gratuit celor care vin să investească în orașul Robinar, acele camere de supraveghere în care au creat aproape 30 și ceva de locuri de muncă, încercăm cu un supermarket în orașul Robinar sau avem, cel puțin din partea noastră, aprobate, cum urmează ca dăși să-și ia vizele și așa mai departe pentru a construi acest supermarket, să creeze locuri de muncă. Sperăm pe cât posibil să vină mai mulți investitori ca să putem crea locuri de muncă, să putem avea un trai mai bun, pentru că se observă din ce în ce mai multe persoane care vin la primărie și ne cer ajutorul și sprijinul. Încercăm și noi pe cât posibil, atât când ne permite legea, să putem să-i ajutăm. Bineînțeles, nu înainte de a spune că așteptăm toate doamnele din orașul Robinar și nu numai, să vină pe 19 octombrie la ziua recoltei, să poată să-și aproviziona cămările, bineînțeles, eu sper să fie cât mai mulți comercianți pe piață și, bineînțeles, cu prețuri cât mai mici. Fiind o concurență mai mare, automat mă gândesc că și prețul ar trebui să fie undeva mai micuț, să fie o concurență între ei, să oamenii să poată să-și permite să-și cumpere, să aibă cămara plină pentru iarnă. Noi, ceea ce ține de noi pentru iarnă, deja am dat comandă pentru cloruri de calciu, pentru nisip, utilaje de... pentru iarnă, suntem pregătiți ca în fiecare an, n-am avut niciodată niciun drum blocat, nici n-am avut, trebuie să recunoaștem, zăpezi ca celelalte... Nici așa multe drumuri nu aveți. Da. Până la urmă, cu cei de la Apă Canal Salubritate, îi felicit pe această cale pentru că au făcut eforturi deosebite. Ei, în fiecare zi, practic, motorul orașul fac curățenie. Dar chiar asta a constatat colegul meu, Petre, când am intrat în oraș, și totuși este un oraș curat. Chiar este un oraș curat, Robinariu. Pe 3 octombrie așteptăm toți oamenii care vor să participe la o acțiune de curățenie a orașului Robinar, declarăm ziua de 3 octombrie, ziua curățeniei. Am informat toți profesorii sau toți viitorii din cadrul școlii din orașul Robinar. Dacă vor să participe la acțiunea de noi, bineînțeles că ne sprijină și cei de la Apă Canal Salubritate cu utilajele pentru a ridica gunoiul, cu staci menajeri, cu mânuși, cu tot ce trebuie pentru a ne intra în toamnă și în iarnă cu un oraș cât mai curat. Sperăm să păstrăm ceea ce avem, să nu aruncăm hârtiile pe jos. Copii, vă rog mult de tot. Avem aproape din 3 în 3 metri câte un coș de gunoi pe bulevard, pe stâlpi din orașul Robinar. Să păstrăm curățenia orașului Robinar, să nu deteriorăm. Am încercat să facem foarte multe investiții. M-aș bucura foarte mult să nu se dărâme acele coșuri de gunoi, acele băncuțe, acele copertine. În parcul central deja vă așteaptă o surpriză și pentru cei mari și pentru cei mici. Am finalizat foișorul din parcul central. Asta înseamnă că se poate juca o tablă, un șah, un veni în liniște, în cadrul unui spațiu cât mai mult verde. Să căutăm pe cât posibil să finalizăm săptămâna aceasta și
acea fântână arteziană care sper ca pe timpul verii să creeze o oarecare umiditate și, în ultimul rând, în primăvară pentru anul viitor să putem finaliza ce înseamnă atât bulevardul cât și parcul central cu acele stații și boxe care să poată să asculte o știre, o muzică, să se recreeze, să se plimbe, să... eu știu, să mai uităm un pic de griji și de probleme și să ne relaxăm pentru a avea, eu știu, o putere de muncă pentru a doua zi. Acum încă e frumos afară, e o toamnă plăcută deocamdată, dar vine, cum spuneam, iarna și trebuie să vă pregătiți nu numai pentru străzi, ci și vreau să vă întreb cum stăm cu încălzirea spațiilor comune, a școlilor, a spitalului, dar și la blocuri, dacă mai sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Da, în orașul Lubina sunt 4056 de apartamente, asta înseamnă că sunt 96 de blocuri. Cele mai multe dintre ele care sunt proprietatea personală a oamenilor, toți și-au băgat aproape centrale sau converturi de încălzire. Vorbim de ANL-uri, vorbim de instituțiile publice, școli, grădinițe, unde avem centrale proprii de etaj sau de clădire, cum este cazul la școala, unde sunt pe etaje, pentru că sunt foarte multe clase. Și am făcut deja, să fac contractul cu o firmă care asigură iscelizarea centralelor, verificarea și atunci când temperaturile timp de 3 zile vor scădea sub 10 grade, să putem, sau bineînțeles, grădinițele, când consideră că este răcoare în casă pentru cei mici, să poată să pornească centralele de, pentru încălzire. Și la spital? La spital este centrală care tot la fel este în regie proprie și pornesc atunci când pacienții cer acest lucru. Bineînțeles că avem cele 42 de panouri fotovoltaice care încălesc apa menajeră astfel încât să reducem cheltuielile. Acum se lucrează la ambulatorul din orașul Rovina, se anvelopează pe sezonul rece, se intervine săptămâna viitoare la șarpantă să poată să facă, să finalizeze acoperișul ca să nu fie niciun fel de probleme de intervenții, de infiltrații. Și bineînțeles ca pe timpul lunii să putem, iarni să putem interveni pentru interioare, ce înseamnă creșterea paianță, termopan, ca în primăvară să putem începe modernizarea laboratoarelor așa cum cere Uniunea Europeană. Este un proiect foarte mare de la Uniunea Europeană, cu finanțare de grosul din partea primăriei. Este un lucru acum și, stația de epurare a orașului Rovina, tot la fel cu bani de la Uniunea Europeană, 2 milioane și ceva de 2.200.000 de euro, cofinanțare de 25%, asta înseamnă 28 de miliarde aproximativ bani vechi și, bineînțeles, să putem finaliza anul acesta, să putem începe lucrările, probabil să putem finaliza pentru a intra în oraș pe 4 benzi, s-a semnat contractul, au început lucrările, se poate lega acum din drumul DN66, să putem lărgi drumul, să avem un spațiu cu mai mult verde, un scoar, să avem eliminat pe ambele sensuri de mers și, bineînțeles, trotuarele pe ambele sensuri de mers. Și în ultimul rând, sensul giratoriu care se va crea pentru a deja mașinile de tonaj greu pe centura orașului în partea sud-estică a orașului. Vreau să vă întreb dacă în jurul orașului, deci acum dumneavoastră vorbeați de partea de nord-est, sud-est, da, sud-est. În partea de vest aveți acest sat al comunei Făcășești, avem cariera Roșia și avem depozitul de cărbune. Da, depozitul de cărbune. În partea asta a orașului, care sunt veștile pe final? În primul rând, pentru că știu că au fost niște solicitări, mutarea depozitului, da. Mă rog, oamenii de la Rogojelul, parcă se cheamă satul, da, da. Sunt nemulțumiți că trebuie să ocolească prin... Așa este. Sunt câteva, sunt ceva probleme, da, sunt câteva lucruri ce care trebuie să se lege. Acum vreo 2 săptămâni de zile a fost conducerea complexului la domnul primar și a avut o discuție pe această temă împreună cu cei de la Garda de Mediu pentru a urgenta în 2015 să poată să mute depozitul de cărbune. Automat va fi afectat și drumul care merge către Necomir. Practic se va muta, așa cum am spus, prin partea nord-estică, sud-estică, orașul Rovina, să traverseze depozitul de cărbune, pentru că se va muta, inclusiv să traverseze cariera Roșia, astfel încât să se creeze un nou drum care va rămâne, cred că, definitiv. Se și anulează acele alunecări de teren din zona Negomirului și se caută soluții ca să înainteze cariera către
către Pinoasa, către să poată să, să mute și circuitul de transport cărbune din carieră directă în tremă centrală. Adică să nu mai fie prin spatele școlilor, prin spatele școlilor, prin spatele blocului, eu știu, prin pondare traseu, astfel încât să reducă și circuitul de transport cărbune și, bineînțeles, să reducă și poluarea fonică, pentru că sunt oamenii aproximativ 100 de metri care sunt cu geamurile practic închise, că nu poți să dai cu geamurile deschise, intră și praf și zgomot de la pes și așa mai departe. Dacă acest lucru se va întâmpla în 2015, așa cum credem noi și cum avem promisiuni și cum sperăm să găsească soluții cei de la complex, pentru că și acolo sunt niște cheltuieli foarte mari, e clar că prima dată se asigură fluxul tehnologic și după aceea investiție pentru bani pentru a găsi soluții de a muta acest depus de cărbune. A fost și o problemă cu amplasamentul, cu terenul, cu amenajarea, cu achiziția de teren, bineînțeles. Și ne sperăm pe cât posibil că acest lucru, dacă se va întâmpla, se va reduce drastic poluarea din orașul Rovinal. Cu siguranță nu va mai fi atât de mult praf, pentru că s-a intervenit foarte mult la termocentrală cu acele filtre de captare, s-a intervenit la groapa de cenușă, ce înseamnă turnarea acelui covor de pământ fertil în care se atunci când bate vântul să nu se mai ridice praf, suspensiile de atmosferă. Singura problemă a rămas depusurile de cărbune. Depusurile de cărbune și, bineînțeles, carierele care și le produc destul de multă poluare, dar ele practic se depărtează de oraș astfel încât să nu mai fie atât de multă poluare. De fapt, un pas deja s-a făcut pentru că s-a făcut acel drum între Fărcășești și Negomir. Da. Deci Negomirul nu mai are nevoie de drumul de la Rovinar la Negomir, da. Pentru care oricum era drum industrial, da, nu mai are nevoie pentru a avea acces la European și a ieși către Târgu Jiu. Deci pasul ăsta s-a făcut. Acum, dacă se rezolvă și restul, eu zic că... La noi ce ține, așa cum am spus, apă că ați orbitat și felicit pe această cale pe domnul director, pentru că face eforturi deosebite cu bani puțini. În fiecare zi mătură, utăm străzile, plantăm cu spațiu verde cât mai mult, să avem cât mai mulți copaci și sperăm pe cât posibil să găsim înțelegere oamenilor care stau în zona geului, în zona deului, cum am stat până acum, practic să mai stăm încă un an de zile și să trăim cu speranța că în 2015 cu siguranță nu vom avea depus de cărbune zona respectivă. Asta nu înseamnă că se vor închide lucrurile de muncă și că oamenii vor rămâne servici. Nu, din contră. Vor continua într-o altă zonă, într-o altă locație unde s-a făcut studiu, unde nu bate vântul ca să intre ducă praful în oraș și noi sperăm să se finanțeze acest lucru și să nu avem poluare în oraș. Suntem alături de domnul director Romeo Prunescu de la Școala Generală numărul 1 din Rovinari. Și pe lângă ce ne povestea domnul viceprimar despre activitățile de igienizare, de renovări, de lucrări în școli, aș vrea să vă întreb, domnule director, exact la școala noastră ce anume s-a făcut pentru începutul noului an școlar și pentru iarna care vine. Da, bună ziua și bine ați venit! Am început cu dreptul anul școlar. Pe timpul vacanței am ocupat de igienizarea sălilor de clasă, a toaletelor, am schimbat mobilierul, cel defect l-am reparat și am început lucrările la sala de sport. Interiorul sălii de sport, erau câteva lucrări care trebuiau efectuate urgent și de care ne-am apucat, dar nu le-am finalizat la 15 septembrie. Sperăm la 1 octombrie să fie gata toate lucrările și să putem desfășura orele de educație fizică și în sala de sport. Și pentru sezonul de iarnă aveți centrale, mai multe, aveți una singură, pe ce funcționează și când dați drumul la căldură? Avem două centrale, funcționează pe gaz. O să facem în luna octombrie, în prima săptămână a lunii octombrie și câteva probe. Avem verificarea făcută la centrale pentru anul acesta. Chiar acum, în luna septembrie, am făcut verificarea la centrală. Trebuie să vedem cum se prezintă instalația termică. Eu zic că în condiții foarte bune și sperăm să nu avem probleme când o să se răcească vremea și o să fie nevoie să dăm drumul la căldură. Nu avem un timp fixat. Când s-a răcit afară și este nevoie, că copiii vor primi căldură fără nicio problemă.
De asemenea, am înțeles că la orașul Rovinari s-a propus și în majoritate au fost de acord părinții să se meargă pe uniforma școlară. La dumneavoastră în școală cum e? Da, trebuie să respectăm legislația în vigoare, care spune că fiecare unitate școlară trebuie să aibă un semn distinctiv. Noi, semnul nostru distinctiv este uniforma școlară, pantalonii de culoare închisă, sacou și cămașa albă, la fetițe sarafan și, bineînțeles, cămașa albă. Părinții au reacționat pozitiv la inițiativa noastră de a introduce din nou uniforma în școală și chiar ne sprijină în acest sens și este un lucru benefic. Ne este foarte drag când vedem în curtea școlii copii îmbrăcați toți la fel, în alb și negru și arată... Se știe și pe stradă că sunt ai dumneavoastră. Sunt elevii noștri, da. Cei de la clasele primare, de început, pregătitoare și clasa 1, chiar au ecusoane în piept și sunt foarte mândri de chestia asta. Da, și arată a elevii și copiii educați, în primul rând. Asta e cel mai important la școală, să se insiste foarte mult și pe educație, nu numai pe ce învață la ore. Ne aflăm la Colegiul Gheorghe Tătărescu, alături de domnișoara Pătrulescu Corina, director adjunct. Am găsit-o la treabă, domnul director este plecat la o ședință și vreau să o întrebăm cum este pregătită pentru sezonul de iarnă. Școala! Bună ziua, bine ați venit! Suntem pregătiți... fiind centrală pe gaze și nu există nicio problemă. Am înțeles de la domnul viceprimar că s-au făcut niște îmbunătățiri la începutul, înainte de începutul anului școlar. 9 săli de clasă au fost parchetate cu ajutorul primăriei, bineînțeles, și a Consiliului Local și arată destul de bine. Acum toată școala este în condiții foarte bune. Stăm de vorbă și cu două eleve de la Colegiul Gheorghe Tătărescu. Bună, văd că v-ați îmbrăcat în gri. Da. De ce? Pentru că este o culoare mai neutră și să nu ieșim prea mult în evidență. După câte am înțeles de la domnul viceprimar, s-a decis să se meargă ori pe uniforme, ori pe anumite ținute. La voi ce s-a decis? Doamna diriginta a ales din clasa nouă să venim îmbrăcate decent după ședința cu părinții. Nu și bine, toată lumea a îmbrăcat decent? Nu chiar toată lumea, aproape. Încercați. Da. Foarte bine. Și altceva, condiții la școală, e totul ok? Adică, eu știu? Sunt condiții foarte bune, profesori la fel de buni, elevii mai prea. Mai lasă de dorit, dar se străduiesc. Încearcă și ei măcar să fie în ritmul școlii. Sunt condiții de învățare și profesori la fel de buni.